Incendiile de vegetație uscată continuă să dea bătăi de cap pompierilor reghineni și să creeze pagube oamenilor. În ciuda campaniilor de informare și atenționare, cetățenii continuă să utilizeze focul la igienizarea gospodăriilor sau a terenurilor agricole. În doar 48 de ore s-au produs 4 incendii de acest gen, dintre care cel mai semnificativ a fost în localitatea Uila, comuna Batoș, acolo unde au ars 17 hectare de vegetație uscată. În aceeași zi, alte 2 incendii au fost înregistrate pe raza municipiului Reghin. Flăcările au acoperit o suprafață de aproximativ 30 de arii, respectiv 20 de metri pătrați, de deșeuri și vegetație uscată. Pompierii reghineni nu au avut liniște nici duminică și au fost solicitați din nou la stingerea unui incendiu produs pe strada Gării. Aceștia atrag atenția asupra regulilor care trebuie respectate de cetățeni atunci când efectuează curățarea terenurilor de vegetație uscată. Printre acestea se numără izolarea zonei de ardere. Nu se aprinde focul la o distanță mai mică de 50 de metri față de locuințe și anexele acestora. Arderea se execută numai pe timp de zi, iar vegetația uscată și resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată.